Salutare tuturor! Ne regăsim pentru un nou episod din Red Dead Redemption 2, în care n-am mai făcut de multe episoade din Red Dead 2. În acest episod am să vă arăt un car pe care am căutat ceva pe aici și l-am găsit din greșeală. Este un cal magnific, este un sânge pur arab și are o culoare mai specială. Deci să ne uităm cu binocliu și după cum vedeți este un roșu. Este un car magnific și cred că este destul de rapid. Să încercăm să-l capturăm, să vedem ce... Pentru că am văzut că pe calul legendar al Gus a fost foarte mult pe care v-a plăcut acel car și a zis să-l face și pe ăsta roșu, care nu cred că este mare diferență între ăsta roșu și ăla albu. Trebuie să spamăm butonul pătrat. Ok, bun, am reușit ca să-l calmăm. Deci, înainte să ne dăm jos de pe el, ca să-i compară, aș vrea ca să urc nivelul 1, pentru că așa aici îi dăm niște mări ca să mănânce și ca să fie nivelul 1 ca să ne urmărească. Sau să-i punem șaua, cred că o să fie bun. Este nivelul 1, acum o să răspundă la... Bun, să vedem informațiile. Ăsta îi mai trebuie o linie și este la maximă viteză, în accelerație îi mai trebuie două. Ăsta roșu, oh, da, este un pic mai lent, dar este magnific. Acest sânge pur roșu și în care sper ca să vă placă. Dacă vă place acest tip de episod, ca de obicei, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și am mai văzut 2 sau 3 pe care am fost capturată, dar am să pot. Normal, dacă îi omorâm și mergem din nou la locul ăla, îi putem găsi. Eu, de obicei, l-am tot timpul pe ăsta, dar ăsta este magnific, o să încerc să umblu și cu ăsta, pentru că este foarte frumos și este o culoare mai specială. Deci, dacă vă place, nu uitați să vă abonați și noi ne vom regăsi pentru un alt episod. Ciao, ciao!